informate, mult mai educate și știm ce să facem de mâine. Nu știu dacă mai este doamna doctor, eu am o amintire cu, îi spun cu ea, cu Diana, era în anul 1989, când era în clasa 11-a și eu eram în al doilea sau al treilea de învățământ și s-a organizat o tabără de chimie la Fugir. Clasa 11-a, la vremea respectivă, de chimie era extraordinară. Era un grup de fete care mergeau tot la olimpiade județene și naționale. Pentru mine, cred că a fost cea mai mare provocare din cariera mea să particip o săptămână să pregătesc aceste fete. M-am pregătit foarte mult înainte, provocarea a fost extraordinară, dar se pare că am trecut cu bine și se vede că respectivele eleve sunt undeva la un nivel extraordinar, din Cugir, deci în Cugir se învață. Acum, un pic partea de final și vreau să vă spun povestea mea. Pentru mine e greu, dar exact cum era legenda, eu l-am îmbrățișat, să l-am hrănit pe lupul alb. Și cred că a fost foarte bine. Deci în fiecare an, în luna octombrie, există o furtună de emoții care ne învăluie inimile. În această zi, ne-au unit forțele și vocile pentru a lupta împotriva unei boli care a atins sau a schimbat viața a nenumărate femei. Cancerul de sân. Deci astăzi este o zi nu doar de reflecție și de acțiune, în care încercăm să luminăm întunericul cu speranță, în care să căutăm să schimbăm destine prin informare și prevenție. De aceea și se spune că octombrie este luna roz și am încercat că există roz după. Pentru că fiecare clipă contează, fiecare femeie contează și când este vorba de cancerul de sân, timpul și informația sunt cele mai valoroase arme ale noastre. Am învățat de-a lungul anilor că puterea unei comunități unite poate să facă minuni. În România, din 2014, s-a încercat să se facă această lună prevenție și este luna roz, nu doar o perioadă anului, ci și un simbol al dedicării noastre continue de a ne păstra și proteja sănătatea. Femeile sunt coloanele vertebrale ale familiilor noastre, ale societății și sunt îndemnate să se pună pe primul plan. Noi întotdeauna, copiii, soțul, dar sunt momente când trebuie să fim pe primul plan. Trebuie să ne gândim la noi, să ne verificăm și să ne asumăm controlul asupra propriului destin. Pentru că, într-adevăr, dacă punem un diagnostic la timp, se poate schimba foarte mult. Putem să schimbăm o sentință într-o poveste de supraviețuire și se poate transforma disperarea într-o sursă de inspirație. Aici e vorba de noi toți. Pentru că toți avem familie. Nu suntem doar noi, sunt copiii, soțul, mame, surori și așa mai departe. Și vrem să investim în informare, în prevenție și în îngrijire. Să facem din această luptă nu doar o campanie anuală, ci și o mișcare continuă de conștientizare și acțiune. Luptăm pentru mame, surori, fiice, prieteni, luptăm pentru un viitor în care cancerul de sân va fi doar o amintire. Și să știți că, într-adevăr, poate să fie o amintire. Luptăm cu speranță, curaj și determinare, pentru că în această luptă, doar împreună suntem invincibili. Deci această lună roz trebuie să ne reamintim nu doar de riscuri, ci și de puterea pe care o avem de a schimba lucrurile. Deci un simplu control medical, chiar dacă suntem super femei, trebuie să facem acest control anual. Dacă părintele spunea că trebuie să ne gândim la corpul nostru și în momentul în care primești diagnosticul să dărâmă tot în jurul tău, după ce îl primești, prima dată plângi. Vă spui întrebarea de ce tocmai eu? Cu ce am fi greșit atât de mult de Dumnezeu mă pedepsește pe mine? Dar poate este o provocare. Și după ce ai plâns, ți-ai pus mâinile și te gândești cum trebuie să lupt. Și rugându-te, găsești echipa. Că Dumnezeu lucrează prin oameni.
și găsește clipa. Eu am găsit-o. Pentru mine, Dumnezeu a fost doctorul Ziver. Împreună cu cealaltă, oncolog și radiolog. Și întotdeauna mi-l amintesc în tocul ușii din sala de operație. Mi se părea că e foarte obosit. Era cu o cană de cafea în mână și l-am întrebat. Credeți că mai rezistați? Și-o zis, da. Asta, ce o să-ți fac eu acum, este caca-maca pe lângă ce ai trecut. Adică, făcusem chimioterapia, am trecut, cel mai greu este când nu mai ai păr, și pe urmă, încet, încet, te obișnuiești. De ce, spunea domnul doctor, așa pentru mine era foarte complicat, că ce-a fost mai greu a trecut. Și apoi, faza cealaltă, de radioterapie, în care trebuie să extirpăm dacă cumva au mai rămas celulele acelea canceroase, și pe urmă, îngrijirea. Foarte mult și foarte important este să ne îngrijim, să avem grijă de noi, să ne facem drenajul limfatic. Și sunt mulți ani de atunci și sunt aici lângă dumneavoastră, mi-am spus povestea, mai sunt în sală doamne care au trecut prin ce am trecut eu, sunt bine, sunt sănătoase, sunt puternice și o să spunem tuturor doamnelor că trebuie să faceți controlul preventiv. Deci să mergeți să faceți mamografie. Nu doare. Într-adevăr, aparatura pe care o are acum la Eliseu Hospital este de ultimă generație. Dacă știați ceva că există dureri, nu. Și asistenta respectivă este bine pregătită, nu simțiți absolut nimic. Și dacă domnul doctor a zis că le faceți mamografie gratuită la persoanele care sunt peste 40 de ani, cred că aproape toată sala o să fie la dumneavoastră, o să fie coadă, dar așa o să facem. Și trebuie să depășim acest moment și să știți că poate să fie bine. Și de fiecare dată, când ne gândim de ce trebuie să merg mai departe, trebuie să aveți un obiectiv. Și dacă familia este lângă dumneavoastră, treceți peste tot. Sper că v-a fost o seară de folos, în care v-ați informat. Și de mâine sau de poimine o să mergeți să faceți controlul respectiv. Cristina, nu plânge, ai plâns destul, ești bine și ai trecut peste toate. Și cel mai important este să fim optimiste și cel mai bun psiholog suntem noi. Vă doresc o seară extraordinară și sper că am fost de folos prin tot ceea ce ați auzit în această seară și că o să mergeți acasă și o să încercați să vă faceți palpare, cum ne spunea Lavinia, fără nicio jenă, că de fapt toate așa l-am depistat și eram deja într-un stadiu, dar nu știam la vremea respectivă, nu eram probabil atât de informați să știm că nu dor și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! O seară frumoasă. Să știți, domnul doctor, că mi-a ajuns plăcintele. Deci, am venit foarte multe, poate nu vă ajung plăcintele. Le ajung.